Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, astă seară la intrare liberă, la TVR Cultural, un invitat special, Mircea Cărtărescu. Mulțumesc, mă bucur să fim împreună. Bună seara, Mirela, ca de obicei îți mulțumesc mult pentru invitație. Nu puteam să ratez o discuție despre o carte care a fost percepută de public ca un mare eveniment. E vorba de recentul roman Teodoros și nu puteam să ratez nici impresiile de după un mare premiu pe care l-ați luat la Guadalajara, premiul pentru literatură în limbii romanice. Așa că, pentru început, să spunem că acest roman voluminos, impresionant, din liga mare a scrisului dumneavoastră, are câteva reacții. Cititorii împătimiți s-au grăbit să-l parcurgă. Iar câteva lucruri care s-au spus deja și la cele două lansări și pe Facebook, lucruri scrise de cititori, ar putea funcționa ca niște indicii și pentru telespectatorii noștri, ca să știe la ce să se aștepte. Odată, să spunem că Teodoros e un baz extraordinar. Radu Vancu scria pe Facebook: cel mai amplu baz din literatura română, te duce cu gândul la 1001 de nopți, pentru că are o structură de tip matrioșcă, povești incorporate în alte povești și cu o lume care începe din vremurile biblice, trece prin secolul al XIX-lea, valah și grecesc, și ajunge până în 2041. Și al doilea lucru, pentru că mă refeream la cele 600 de pagini, că acest roman nu se lasă din mână. Toți au depus mărturie, toți dintre cei care l-au citit, și aș spune că e o carte scrisă cu o cheie de aruncate cititorului. Și dintr-o mare dorință de joc, de fabulos, de ferie. Știm că proiectul Teodoros vă bântuie de câteva decenii. Cum a crescut cartea până la urmă? În primul rând să vă spun că mă simt foarte flatat de aceste prime reacții. Sunt foarte bucuros că ele au fost foarte pozitive până acum. Ce să spun, nu aș numi această carte propriu-zis un basm, decât în sensul cel mai larg al cuvântului, pentru că este o operă de ficțiune, de imaginație, dar este un roman pseudo-istoric. Asta este în cele din urmă Teodoros. Este o scriere, pe de-o parte, foarte realistă și bine documentată. Am ținut foarte tare ca toate elementele reale, verificabile, istoric, din acest roman să fie corecte. Cronologia, știu eu, fiecare bătălie pe care e și o carte a bătăliilor, în cele din urmă o carte a luptelor pe mare și pe uscat. Toate aceste lucruri, precum și unele care ar părea fanteziste, cum ar fi un împărat al Statelor Unite. Toate acestea sunt lucruri reale pe care eu le-am găsit în diverse locuri și pe care le-am documentat foarte bine. Pe de altă parte, este o operă de imaginație, pentru că fiecare dintre aceste elemente realiste nu a servit decât ca o bază, ca un fundament pentru dezvoltări imaginare de toate felurile. Pentru a-mi pune în lumină vechi obsesii, gânduri ale mele, vechi amintiri, vechi amintiri poate chiar și din viețe anterioare, care altfel nu-și găseau o temelie propriu-zisă. Deci este o combinație ciudată de realitate și de ficțiune, cam cum este în faimosul roman al lui Doctorow, în care apar udinii și alte personaje reale, dar mixate cu unele imaginate de autor. Cititorul care e copleșit de bogăția detaliilor, de parfumul epocilor, o să se întrebe: domnule, cum s-a documentat Mircea Cărtărescu? Cât a citit? Știe și ce mâncau etiopienii? Știe și cum arăta caldarâmul Bucureștiului fanariot? Vedeți, eu pe de-o parte am o enciclopedie interioară destul de, uneori și pe mine mă pune pe gânduri, destul de vastă.
Și pe de altă parte, îmi știu foarte bine lecția de prozator, și anume știu faptul că nu trebuie ca tot tabloul să strălucească, trebuie să fie doar câteva puncte de strălucire. Ca în Rembrandt, acolo unde pictorul știe cum să pună auriul acela care sugerează lumina numai pe anumite puncte din tablou. Eu pot să dau câteva detalii foarte bine documentate într-un cadru nebulos, în definitiv, și în felul acesta eu obțin o senzație de documentare absolută. Eu nu știu foarte multe lucruri despre Etiopia, de exemplu, dar ceea ce știu, știu. Adică am punctat câteva lucruri foarte concrete, foarte limpezi, foarte reale și adevărate, și în acest fel am reușit, cred eu, măcar parțial, asta trebuie cititorul să spună, să dau impresia unei țări. Unei țări care este în același timp o țară de fabulă, o țară de legendă, o țară de parabolă și o țară foarte reală. Etiopia, ajungem în Etiopia pentru că n-am spus exact care e traseul eroului Teodoros. Ipoteza e ispititoare. Teodoros apare în scrisorile lui Onghica și noi am mai vorbit într-un interviu precedent la TVR. Da. Ipoteza ispititoare era că acest Teodoros, copil de casă, slugă la conacul familiei Ghica din Ghergani, ar fi ajuns după o viață aventuroasă împăratul Etiopiei. Aici este oferta extraordinară a acestei mici povestiri sau scrisori a lui Onghica, tocmai în acest element neașteptat, incredibil și neadevărat, trebuie să spunem de la început, dar care deschide o perspectivă fabuloasă, pentru că această supoziție că un biet servitor de la curtea unui boiernaș din Valahia, hai să spunem așa, cum spun eu în tot romanul, ar fi ajuns împăratul Etiopiei, este uluitor. Pe mine m-a uimit tot acest lucru pentru că mi-am dat seama imediat că este vorba despre o temă majoră a literaturii, care este ambiția. Eu aș fi putut să-mi numesc cartea Teodoro sau Despre ambiție. Acest sentiment, această temă a ambiției este cea mai importantă din carte. Este vorba despre un om care are o ambiție nemăsurată. Ambiție care se poate numi și trufie în vocabularul creștin și pe care o putem numi cel mai mare păcat al omului în lumea creștină. Deci este vorba despre un hibris, de fapt. Personajul meu are în miezul lui un hibris care îl va duce la triumf, dar triumful este pseudonimul eșecului în cazul său. Deci iată o temă arhetipală, o temă pe care Ion Ghica mi-a furnizat-o încoifată și împlătoșată încă de la început. Eu am simțit că în cele 6 sau 7 pagini cât scrie el despre Teodoros este un roman in nuce și un roman care își așteaptă de fapt prozatorul și l-a așteptat destul, l-a așteptat vreo 150 de ani de când și-a scris Ion Ghica povestea și încă vreo 40 de ani de când mă gândesc eu la ea. Până la un punct, povestea formării lui Teodoros are ceva valid. El se formează cu poveștile legendare ale eroilor homerici, a lui Alexandru Macedon și vrea să facă ceva cu viața lui. Nu, este un destin care începe, aș zice, înainte de nașterea sa. Este una dintre acele vocații, una dintre acele vocații extrem de puternice care se manifestă chiar din capul locului, din punctul zero al istoriei cuiva. Știm foarte bine că un poet, de pildă, nu se poate construi. El se naște. El se naște poet și dacă nu se naște poet, niciun curs de creative writing nu-l va face vreodată poet. Nici erudiția extraordinară. El trebuie să fie de la început. Un artist trebuie să fie de la început acolo. Un arhitect trebuie să fie de la început. Mintea sa de la naștere trebuie să fie structurată. Ei, un tiran este și el înnăscut, după părerea mea. Ne gândim la toți tiranii lumii. Ei au avut ceva în același timp extraordinar de puternic și extraordinar de vicios în ei. Ca să poată să ajungă tirani, capacitatea aceasta de a
a trece peste cadavre, a trece peste orice pe care au avut-o și Alexandru cel Mare și Napoleon și tiranii actuali. Deci Teodoros este din această speță, este din această sămânță. Este un om cu o ambiție atât de mare încât, se spune în carte, dacă ar ajunge până la tronul lui Dumnezeu, tronul suprem, și s-ar așeza pe acel tron, tot nu i-ar fi de ajuns. Tot ar căuta ceva și mai înalt, ca o sabie care se taie pe sine însăși la nesfârșit, spune autorul din roman. Și dumneavoastră îi dați un destin extraordinar lui Teodoros folosind un fel de un artificiu, pentru că cum altfel ar fi fost posibilă transformarea lui Teodoros din umila slugă în marele împărat, un schimb de identitate. Asta, bun, poate să trimită și la alte apeluri ale dumneavoastră, la ideea de dublu, de geamăn, de celălalt, pentru că Teodoros practic ia identitatea unui nobil, prinț local, da, ca să poată să pretindă tronul Etiopiei. Da, ca să ajung la soluția finală a acestui roman, eu trebuia să găsesc un mecanism prin care Teodoros, care copilărește în Valahia, apoi face piraterie în arhipelagul grecesc, să ajungă până la urmă să-și realizeze destinul de împărat. El asta a vrut să fie din copilărie. A vrut să fie împărat. El a citit despre Alexandru Macedon și Alexandru Macedon a ajuns modelul său suprem. Apoi, în copilărie, se juca de împăratul cu copiii din Ghergani. Apoi, de-a lungul întregii sale istorii, se visa când stăpânitor al câte unei insule grecești, când șef al unei simorii de pirați și așa mai departe. Deci el și-a dorit să fie întotdeauna cel mai sus dintre oameni, dintre cei din jurul său și, până la urmă, cel mai sus dintr-o mare țară creștină, cum era Etiopia în acea vreme. Pentru asta, el trebuia să aibă un cap de pod pe care să-l cucerească și să poată merge mai departe. În Etiopia, o țară total străină lui. El a trebuit să învețe limba etiopilor, să le învețe obiceiurile și în cele din urmă să găsească acest mijloc de a face schimb de soartă, cum se spune în Dostoievski, face schimb de soartă cu un nobil local, pentru ca un nobil local care de fapt a fost împăratul Tevodros al II-lea în cele din urmă, conform datelor istorice din istoria Etiopiei. Într-adevăr, acest Kasa Hailu a fost un foarte, foarte mic războinic din epoca Zemene Mesafint, epoca prinților, și care încetul cu încetul a ajuns împărat. Ei, cei doi au făcut schimb de soartă. Hailu s-a dus în arhipelag, unde a pierit imediat, pentru că pe capul lui Teodoros era o recompensă foarte mare, iar Teodoros, devenit Hailu, printr-o serie de fantastice victorii în războaie, diverse războaie din Etiopia, ajunge în sfârșit împărat. Toate acestea fiind un parcurs, n-aș vrea să-mi sperii cititorul cu bătălii și așa mai departe, toate sunt puțin tongue-in-cheek, puțin postmoderne. De pildă, deasupra uneia dintre bătălii se află o eșarfă pe care scrie bătălia de la Debre Tabor la 1800 și ceva. Deci totul este jucat puțin, totul este puțin ironic, cu puțină distanță, cu puțin zâmbet în colțul gurii și așa mai departe. Și cu multă complicitate cu cititorul, care e chemat să descopere și să... Dar în același timp, dragă Mirela, vreau să accentuez că am pus foarte mare pasiune în descrierea bătăliilor succesive care l-au făcut pe Teodoros împărat. Fiecare scânteiere a fiecarei săbii, fiecare foc de armă, fiecare coamă de cal este unde trebuie să fie în acest roman. Și vreau să spun că cititorul poate nu-și va da seama, dar multe bătălii imită
de fapt, tablouri de bătălii celebre. De pildă, bătălia de la Isa, în care Alexandru Macedon a luptat cu Darius. Sau faimosul tablou al lui Altdorfer despre o altă bătălie celebră din epocă. Am imitat acele bătălii cu poziția cailor, poziția luptătorilor. Toate aceste lucruri, cât am putut eu mai bine și mai realist. Deci nu sunt doar bătălii propriu-zise, ci sunt bătălii despre bătălii, tablouri în tablouri în tablouri și așa mai departe. Și dacă tot vorbim de bătălii, dumneavoastră a spus că aveți un episod preferat. Mi-am dat seama că e și al meu. M-am bucurat când am auzit că a spus asta la Gaudeamus. Cu ciumații. Da. Ciumații și ciocli. Mi-a făcut mare plăcere să merg pe urmele lui Eugen Barbu, care și începe Principele cu un tablou al ciumei și pe urmele altor cronicari, inclusiv al lui Ion Ghica, cei care descriu ciuma din București. Ciuma lui Caragea și apoi alte ciume care au venit de-a lungul timpului în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, căci despre acea epocă este vorba. Ei, eu am construit în această carte un tablou al ciumei cu foarte multă îndrăzneală din partea mea, încercând să fac cel mai grotesc tablou cu putință. Un război între ciumați și cioclii. Și cioclii care trebuiau să îi îngroape, dar de fapt îi maltratau și îi jefuiau, da, torturau. Și încercau să răspândească ciuma cât mai mult. Ei, acest tablou grotesc, apocaliptic și aș spune eu carnavalesc într-un fel al acestei ciume, care are și el modele în Homer, în bătăliile din Iliada sau în faimoasele bătălii din Rabelais, din Gargantua și din Pantagruel, mi-a făcut foarte mare plăcere să construiesc această imagine a unui război cât se poate de violent și în același timp cât se poate de comic. În momentul în care balanța înclină de partea cioclilor, se întâmplă un miracol, o icoană care îi resuscită pe morți din tabăra ciumaților. Da. Pare un film cu efecte speciale și cu zombi. Și acea icoană e foarte bine documentată, ea există în realitate, într-o mănăstire din Macedonia, nu știu pe unde am găsit-o eu. Deci bucăți de realitate sunt încrustate în ficțiunea pe care eu am încercat să o construiesc. Un fel de vis cu ochii deschiși, vis istoric, vis pseudo-istoric, poate o poveste, poate un basm de halima, dar pe care mi-a făcut o neașteptată plăcere să o construiesc. E o textură foarte densă, rețeta cărții combină, cum ziceam, imaginația debordantă, aceste trimiteri literare, culturale, acum că ne-ați povestit și despre tablouri, de toate felurile, și o limbă extraordinară. Vreau să spun că plăcerea cititorului, frază cu frază, e incredibilă. Și la această limbă cu parfum de epocă, o limbă care nu există, care topește, de fapt, trimiteri de la pașoptiși, de la cronicari, din cărțile sfinte. De fapt, cum s-a născut ea și cât de greu vă este sau cât de ușor să accesați tot felul de cuvinte care unui om obișnuit nu-i vine la prima mână? Cum ar fi femeile îngrecate, eroi care suferă de Lyubov și altele și altele. Da, eu am și nostalgia și algoritmul acestei limbi în mine. Ați făcut toate exercițiul în Levantul. L-am mai exersat în Levantul. Ce să spun? Da, în primul rând, poate chiar și înainte de zecile sau sutele de povești din această carte, există o mare poveste, povestea limbii române. Este povestea limbii române, cea care m-a fascinat întotdeauna, limba în care scriu și n-aș putea niciodată să scriu în altă limbă, limba cu care mă identific. Este în primul rând graiul valah. Am mai vorbit de multe ori despre asta. Nu voi uita niciodată cum vorbea mama în satul ei, în satul nașterii ei, în Tântava, despre care am mai scris.
un grai cu totul și cu totul special și în felul lui minunat. Chiar în expresivitatea sa involuntară, de care uneori se râde. De asemenea, graiul vechilor cronici, vechilor scrieri din secolele precedente. De asemenea, și în primul rând aici, în această carte, este o descoperire a imaginarului ortodoxiei răsăritene. Despre asta e vorba în carte, despre iconografia bisericii răsăritene, bisericii ortodoxe, nu numai a noastră, dar și cea grecească din arhipelag, dar și cea etiopiană, care are cu totul altă rădăcină și cu totul alte imagini în icoane și în reprezentările de pe zidurile bisericilor. Toate aceste lucruri mie mi s-au părut că alcătuiesc un imaginar neexploatat până acum în literatura noastră și care ar putea fi un echivalent al luxurianței din realismul magic sud-american. Deci eu am încercat să construiesc un fel de realism magic al bisericii răsăritene, al bisericii de după despărțirea faimoasă dintre catolicism și ortodoxie. Și am mers cu acest imaginar foarte, foarte departe, făcând din el, de fapt, rama romanului, pentru că romanul, cu toate întâmplările lui de pe pământ, are și o ramă cerească, să spunem așa, o ramă în care el se înscrie, și anume o poveste biblico-metafizică, să spunem așa, pentru că, pentru cititorii care nu l-au citit încă, povestea e spusă de arhangheli pentru judecata de apoi a unui singur ins, a unui singur muritor de pe pământ. Și întregul roman este înmânat lui Dumnezeu însuși, care stă pe tronul său de pe heruvimi și care devine cititorul arhetipal. Până la urmă, judecata de apoi nu, se dovedește a nu fi a lui Teodoros, cel plin de păcate și plin de... Și a cărții arhanghelilor. Cel plin de păcate și cel plin de virtuți, ci este judecata cărții. Da. Cititorul citește cartea și o judecă. Iar dacă ea va trece de prima judecată, cea din ceruri, va coborâ apoi pe pământ pentru sute și mii de judecăți individuale. Pare că e o judecată mai mult literară sau estetică decât una etică. Oricum, jocul cu cititorul, personajul, cine scrie, cine e personaj, personaj în cartea cui, în povestea cui, are câteva straturi. Da, de fapt, dificultățile acestei cărți o fac aproape imposibil de scris. Și eu mi-am dat seama de asta de-a lungul cărții. Cum să ții un cititor în priză, în această carte, folosind un artificiu stilistic, de fapt, și narrativ, și anume persoana a doua. Persoana a doua. Cartea e scrisă aproape în întregime la persoana a doua și, pe de altă parte, și persoana la care este făcută adresarea și stilul propriu-zis al adresării depind de fiecare narator în parte, adică de fiecare personaj care își spune sau spune altora o poveste. Se schimbă continuu felul de poveste, felul de povestire. Uneori este foarte obiectiv și într-un stil foarte contemporan, de pildă în povestea lui, cam și pomenit-o, lui Joshua Norton, care a fost cu adevărat în mintea sa bolnavă președintele Statelor Unite ale Americii pe la 1840-1850. În cazul lui, pentru că se spune o poveste obiectivă, stilul este normal. Dar când vorbește Teodoros, stilul se schimbă foarte tare. Când vorbesc alții, de asemenea, când vorbește un personaj biblic ca Solomon sau ca regina din Sheba, stilul devine biblic. Deci este un fel de cameleonism, un fel de mimetism stilistic permanent în această carte, care o face foarte greu de scris, foarte, foarte greu. Eu m-am și amuzat, dar am și, cum să spun, m-am și încruntat la foarte multe dificultăți care îmi veneau, se prăbușau
simultan asupra mea, la fiecare pagină. Adevărul că artificiile astea sunt scoase la vedere, sunt arătate cititorului, care le acceptă cu plăcerea pe care o simte, de fapt, și în autor. Unele sunt mai la vedere, altele mai ascunse. Cele mai la vedere, eu le-am folosit foarte parcimonios și foarte cu măsură. Așa cum pui condimente sau cum pui sare în mâncare. Și anume, elementele vădit și evident anacronice. De pildă, în București se înalță zmeie peste tot, nu? Copiii înalță zmeie. Ei, unele dintre aceste zmeie erau în formă de locomotive, altele în formă de sticle de Coca-Cola, să spunem. Coca-Cola asta a uimit pe multe lume. Da. Ce n-am auzit de John Lennon. Da. Apoi, eu l-am găsit acolo, evocat prin străbunul lui. Da, el nu este numit, dar e evident, e vorba de John Lennon, pentru că unul dintre pirații din simoria lui Teodoros se numea pe sine străbunul lui John, pentru că era cu adevărat strămoșul la patra generație a lui John Lennon și care, printr-un fel de ciudată premoniție, printr-un fel de istorie personală inversată, pentru că noi ne amintim strămoșii, el își amintea urmașii, ajunge să știe că peste patru generații din spița lui se va naște un mare cântăreț care va schimba lumea. Vorbeați despre dificultatea acestui narator, povestitor, care povestește la persoana a doua. Adevărul e că din primele pagini ale cărții te întreb cine povestește și tensiunea asta rămâne în cititor până spre mijlocul cărții, când încet, încet îți dai seama că acești naratori de fapt sunt mai mulți, o voce comună, că sunt deasupra omenirii, deci că sunt dintr-o perspectivă supraterestră, extraordinară și mă gândeam într-un fel, dacă ăsta nu este și și o privire complice cu cititorul în ideea acelor declarații pe care le mai făceați dumneavoastră, cum că de fapt literatura sau ce scrieți vine dintr-o forță care e deasupra dumneavoastră. Deci un fel de a vă raporta și la ce ați spus sau ce ați mai scris, un fel de fapt ludic. Da, eu nu mă simt atât de deștept încât să-mi fi scris propriile mele cărți, ca să zic așa. Și asta nu e un lucru, cum să spun, personal. Cred că toți artiștii adevărați simt că e cineva deasupra lor care, într-un fel, influențează felul în care ei cântă sau pictează sau scriu și așa mai departe. Este foarte firesc să fie așa. Ce să zic, eu am încercat de fapt în această carte să fiu cât se poate de diferit de cărțile mele precedente, mai ales de Solenoid, cu el este polemica în această carte. N-am vrut să mai merg pe linia pe care am mers până acum, o linie foarte personală, cum zicea un critic, tema naratorului, tema scriitorului, adică tema intimității celui care scrie. Dimpotrivă, am vrut să fac un roman cu multe rânduri de ghilimele, obiectiv, un roman lume, un roman în care cititorul să poată rătăci fericit prin diferite locuri exotice, prin diferite timpuri exotice și așa mai departe. Deci un roman într-un fel mult mai ofertant pentru cititor, un roman orizontal față de suișul continuu și abrupt al romanului precedent, Solenoid. Deci am vrut să fac un roman cu mult mai prietenos pentru cel care întotdeauna a meritat orice carte, adică pentru cititorul obișnuit, iubitorul de literatură. Vorbeați de toate sursele care s-au topit în cartea asta. Ce aș remarca eu, e o lectură extraordinară a cărților sfinte, a Bibliei. Mă întrebam, ați reluat pentru romanul ăsta Biblia sau cum a fost? Eu citesc Biblia în fiecare an, o recitesc toată.
de la un capăt la celălalt și sunt fără îndoială fascinat de ea din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere estetic. Deci eu cred că Biblia este miraculos de bine scrisă, miraculos de limpede scrisă. Gândește-te că este vorba despre o carte compusă cu 2000 sau 3000 de ani în urmă, compusă prin straturi succesive, adăugate de foarte mulți autori. Și totuși există un, cum să spun, un ton unic al Bibliei, ca și când toți acești autori ar fi fost cumva influențați, inspirați și așa mai departe, cum se și spune că au fost. Evangheliile nu fac nici ele excepție și ele cuprind același ton extraordinar de clar și de limpede. În general, cărțile vechi sunt confuze. Nu ni se par ușor de citit, pe când Biblia o poate citi și un copil, oricând. Este plină de povești extraordinare. Iar apoi, un fapt esențial în cartea aceasta este descoperirea Bibliei etiopiene, Kebra Nagast, publicată în condiții foarte frumoase acum câțiva ani la Cartier, în Republica Moldova, și care este o minune de carte, este o bijuterie de carte. Este un fel de apocrifă a Bibliei, scrisă mult mai târziu decât Biblia, dar care reia câteva pasaje din Biblie, între care fragmentul central este povestea dintre regele Solomon și regina din Sheba. Eu am fost atât de încântat și de fascinat de această, poate cea mai frumoasă poveste de dragoste din lume, care bate de departe Romeo și Julieta sau Tristan și Isolda și așa mai departe, și am încercat să o reiau, să-i dau carnație și putere de convingere în 4 capitole unitare, dar relativ independente de restul conținutului, inspirate de această carte Kebra Nagast. Este, dacă vreți, un echivalent al episoadelor cu Isus din Bulgakov, din Maestrul și Margareta. Un fel de inserturi istorice cu puternică legătură, de fapt, cu, deși independente, dar cu puternică legătură cu tot restul părții etiopiene a romanului. Adevărul e, domnule Cărtărescu, ca să depun și o mărturie despre entuziasmul meu față de Teodoros, aș recurge la o metaforă gastronomică. Am mai vorbit cu alți cititori, am schimbat impresii. Aș spune că e ca o prăjitură extraordinară, foarte sofisticată, cu nenumărate straturi și creme de diferite tipuri, în care plăcerea la citit e neașteptată din tot felul de lucruri surprinzătoare care se adună strat cu strat. Este foarte frumoasă imaginea aceasta și, într-adevăr, o carte în formă de tort. Da, de tortă, o lume fabuloasă, o limbă extraordinară, da, cu parfum. Asta voia să facă și Flaubert și asta apare de multe ori și la Homer, de pildă, în descrierea scutului unuia dintre personaje. Deci o carte multistratificată și aș spune eu, da, se potrivește această metaforă într-un fel și sugerează și tipul de lectură, pentru că un tort nu-l poți mânca, așa cum se zice, ca pe mămăligă. Trebuie să iei linguriță cu linguriță, degustând încetul cu încetul tot ce este în el. Și așa recomand și eu să fie citită această carte, nu poți să o înghiți. Și savurând cu atenție la, da, fiecare parfum. Mulți au înghițit, bineînțeles, fiind foarte entuziasmați și dornici să citească repede, mulți au înghițit cartea asta. Ei, nu cred că e bine. Eu cred că ea trebuie citită într-o lună, două, trei, cum să spun, câte puțin, câte 3-4 pagini în fiecare zi. Eu cam așa recomand să se citească cartea. Oricum, limba are un parfum extraordinar, am stat pe fiecare frază, nu mă puteam desprinde de cuvintele cu sonorități de tot felul. Mie cea mai mare plăcere, ca să spun adevărul acum, mi-a făcut-o partea a doua a cărții, cea care se petrece în arhipelagul grecesc.
Acolo cred că este un fel de atavism. Eu mi-amintesc toate acele lucruri dintr-un fel de viață anterioară. Mi-am făcut odată, am avut curiozitatea asta, poate puțin naivă, să-mi fac un test ADN și am ieșit jumate grec. Așa încât poate că strămoșii mei au umblat pe mări. Nu pot să știu lucrul acesta, n-am surse din familie, dar țin minte că primul lucru care m-a frapat și mi-a făcut o plăcere extraordinară în prima copilărie, aveam 2 ani de zile, un vecin al părinților mei avea o corăbioară. Avea o corăbioară de lemn, o machetă cam așa de mare, care era pusă într-o sau pe o vitrină, pe ceva, pe un raft. Și țin minte că petreceam ore în șir mergând la vecinul acesta și uitându-mă la corăbioară. Eu nu știam ce e o corăbioară la 2 ani jumate, cât să-i fi avut, dar îmi plăcea și parcă mi-o aminteam dintr-o altă lume. La fel tot arhipelagul grecesc, mările, strălucirea apelor, insulele, ostroavele, cum le zic pirații de acolo, toate astea mi-au făcut o plăcere uriașă. Și legat de aceasta, scrisorile către mama, către Sofiana, adresate de Teodoros, acesteia, mi-au făcut atâta plăcere încât abia așteptam să ajung la următoarea din cele 7 câte scrie el. Eu cred că sunt partea cea mai bună, mai miezoasă și mai dulce, ca să continuăm metafora cu torta, din această carte. Cartea asta, ca să încheiem discuția despre Teodoros, domnule Cărtărescu, e o carte, cum ziceam, cu parfum, o lume feerică, o lume fabuloasă, dar vine într-un moment complicat, istoric, politic. Ați scris-o din ce impuls? Pentru că era proiectul ăsta care gesta în dumneavoastră, pentru că a avut și niște, nu știu, valențe terapeutice sau pur și simplu... Da, eu nu scriu ca să răspund unor momente istorice. Cărțile vin când vin. Ele au propria lor logică. Cei vechi spuneau habent sua fata libelli. Prin urmare, pur și simplu, această carte ar fi putut apărea și în alte perioade. Chiar acum 5 ani, când am avut acea bursă Wissenschaftskolleg la Berlin, am luat bursa cu proiectul Teodoros. Deci acum 5 ani ar fi trebuit să scriu în anul în care ar fi trebuit să stau la Berlin, n-am stat decât 3 luni până la urmă, ar fi trebuit să scriu această carte în acea perioadă. N-ar fi fost bine, n-ar fi fost deloc bine, pentru că în perioada aia nu știam foarte multe lucruri esențiale despre această carte. N-aș fi știut cum să o fac. Așa încât ea a simțit că nu-i momentul atunci și s-a mai amânat câțiva ani. Iar acum, în ultimii 2 ani, cât am scris-o, am avut o fereastră de oportunitate, o fereastră pe care n-am avut-o de 40 de ani încoace, de când mă gândesc la cartea asta. Pentru că am avut alte proiecte, am avut acest proiect al dezvăluirii de sine, pe care a produs Orbitor, a produs Solenoid, dar acum, în sfârșit, am avut un moment pentru această carte în care nu mi-am mai arătat, aș spune eu, slăbiciunile, ci pasiunile. Și pasiunile, adevăratele mele pasiuni, adevărata mea lume. Și cred că ea este, cât am putut, cât s-a putut, cum zicem noi, realizată în acest roman. Acum, domnule Cărtărescu, v-ați întors de la Guadalajara, uh-huh. Și lumea a comentat, lumea culturală, că reacțiile au fost mai multe în presa internațională decât la noi. Noi aici am urmărit momentul la telejurnal, am făcut o știre. E adevărat că reacțiile au fost, bun, ale lumii noastre mici culturale și cam mm-hmm. atât. Dar premiul ăsta cred că înseamnă mult pentru dumneavoastră, nu numai pentru ce reprezintă el, că e un premiu important al lumii hispanice, ci înseamnă mult în relația cu cititorii hispanofoni.
pentru că ei vă iubesc, da. Vă citesc frenetic și, de fapt, ei sunt motorul dumneavoastră în momentul ăsta. E foarte, foarte adevărat. Trebuie să îți spun de la început că nu am niciun fel de frustrări în privința receptării cărților mele în lumea românească. Ea se desfășoară bine, aș spune eu, încet, dar sigur. Sunteți citit, nu e nicio problemă și în țară. Sunt lucruri bune și lucruri rele, dar eu prefer să mă concentrez asupra celor bune. S-au scris lucruri foarte bune și frumoase, s-au spus lucruri bune și despre turneele mele în America Latină. N-am de ce să mă plâng. Da, în momentul acesta, lumea hispanică este cea mai interesată de cărțile mele și pot să spun că anul ăsta am avut 3 evenimente în această lume, pentru mine total ieșite din comun și care fac din anul acesta un an miraculos pentru mine, pentru că, în primul rând, am avut conversația pe scenă cu Mario Vargas Llosa în primăvară, incredibilă pentru mine, am discutat-o la vremea ei, apoi acordarea titlului de doctor honoris causa al Marii Universități din Santander, care s-a petrecut în vară, și iată acum turneul acesta mexican și premiul Phil pe care l-am primit. Da, lumea hispanică și, în primul rând, cea latinoamericană m-a primit foarte frumos. Sunt foarte recunoscător pentru această receptare pe care o datorez și instituțiilor pe care cărțile mele se bazează, și anume editurii Impedimenta lui Enrique Redel și traducerii minunate a lui Mariano Ochoa, a tradus 12 cărți ale mele în ultimii 10 ani, și apoi poate că se datorează și, cum să spun, caracterului aparte al cărților mele, care sunt cărți de imaginație, care sunt cărți în care fantezia merge până la capăt și dincolo de capăt, așa cum se întâmplă și în cazul marilor lor scriitori, în cazul lui Borges, în cazul lui Cortázar, în cazul lui Márquez sau lui Llosa. Nu vreau să mă compar, Doamne ferește, cu ei. Ei sunt marii mei idoli literari. Dar tipologic, unele cărți ale mele sunt asemănătoare cu ale lor. Au aceleași principii călăuzitoare, să zicem așa. Și poate și asta a influențat această receptare, care este într-adevăr extraordinară și la nivelul omului de rând. E la nivelul omului obișnuit, nu numai la nivelul criticilor, cum a fost până acum. Oamenii de pe stradă sunt cei care cumpără, citesc și iubesc cărțile mele. Sunt foarte mândru de asta. Și în Columbia și aici mi s-a întâmplat adesea să fiu oprit în centrul unor mari orașe. Mexico City este cât România de mare, poate chiar mai mare ca populație. Și în mijlocul orașului mi s-a întâmplat să fiu oprit de oameni pe stradă și să mă pună să le semnez cărți, deci aveau cărțile mele cu ei, întâmplător. Sau puști de liceu, copii de liceu, care, ca și când ar fi văzut un fotbalist celebru, mă opreau și făceau poze cu mine. Și da, lucruri care în România nu se întâmplă și nici nu trebuie să se întâmple, pentru că România e țara mea. Și la Gaudeamus cât ați stat să dați autografe? Am stat destul și la Gaudeamus, dar în Mexic am stat 3 ore, am crezut că mor în seara aceea, după mai multe evenimente de-a lungul zilei, foarte obositoare, chiar de ziua României, de 1 decembrie. Seara am avut un eveniment la o librărie, și apoi, Gandhi se numește cel mai mare lanț de librării din Mexic, și apoi am dat 3 ore autografe. Am crezut că mor, am crezut că nu mai pot, mă durea inima la sfârșitul acestei sesiuni. Și alb ca hârtia, cum spunea Ioana despre mine, m-am dus după aceea la culcare, epuizat. Vedeți? Și fervoarea se plătește cititorilor. Da.
Știu că aveați emoții pentru ediția americană a Solenoidului. Da. Și am văzut că reacțiile sunt foarte bune. Reacțiile au apărut, deși cartea este doar de o lună și ceva. Pentru că aveați emoții și la francezi, care au avut receptări așa sinusoidale. Da. Nemții vă plac? Nu, este... Acum vreau să mă concentrez asupra Statelor Unite. Acolo a fost miza mea principală dintotdeauna, dar n-am avut noroc până acum. Cele patru cărți sau trei câte mi-au mai apărut până acum au fost receptate foarte bine, critic, dar au avut succes de stimă, cum se zice. Solenoid e altceva. Aud acum, m-am întâlnit cu editorul meu la Guadalajara, cu Will Evans de la Deep Vellum, și el mi-a spus... Știi cine te citește în Statele Unite? Puștii panchiști. Ești idolul lor. Solenoid este un fel de carte cult pentru elevi de liceu sau din primii ani de facultate. Genul ăsta, trăiriștii, punk, care... apreciază de fapt sordidul din cărțile tale, faptul că prima frază este iar am luat păduchi și așa mai departe. Deci iată că există un prim strat de public stabil așa pentru Solenoid, nu e ce vreau eu, dar nu sunt mofturos, asta este, cu asta defilăm. Sper ca mai departe un public mai select să descopere și el romanul. Domnule Cărtărescu, vă mulțumesc pentru discuția asta. Nici nu îndrăznesc să vă întreb ce urmează. Probabil că să primiți reacțiile la Teodoros în clipa asta. Da, deocamdată eu m-am oprit ca autor, nu mai scriu nimic, măcar până la sfârșitul anului. Și nu aștept nici reacții, pur și simplu mă odihnesc pentru că a fost un an epuizant. Dumneavoastră cunoașteți activului, pasivului îl cunosc numai eu și știu ce a fost și încerc să mă așez iarăși pe șine, să-mi revin pe linia de plutire și de la anul să mă gândesc la o carte nouă. Vă mulțumesc pentru discuția asta. Cu mult drag. Și pentru cartea asta extraordinară, cu multe savori, cum le-am spus telespectatorilor înainte. Mulțumesc mult, este un dar... Cartea se numește Teodoros, adică Darul lui Dumnezeu. Este și un dar făcut tuturor cititorilor din partea autorului, cu speranța că această carte o să le placă.